Decizie, nu obligă. Și ce nu trebuie obligă pe nu știu cine termen de? Deci, cine este? Și nu persoana, discutăm de instituții. Din nou. Doamne, prea noastră votați-o de ilegal, o să mă facem să o atac în instanță. Și-o intrăm într-un blocaj, pentru că au cinci potrivești și la voastră, ilegale. Care este partea de dar ce calitate obligați dumneavoastră de președintele Constituția a nu, să ne prezentați, dar ce calitate mă obligați pe mine? Nu aveți acest drept să mă obligați. Îmi dați o decizie care trebuie să o respect, dar nu persoana. Instituția Consiliului, dar nu vă oblig eu pe nu știu cine să facă. În regulă. Ca să ce calitate mă obligați pe mine să facă? Din nou. Încă o dovadă că nu aș vrea să ajungem la blocaje și nu aș dori să ajungem... Deci nu puteți să vrea, puteți decide ce... Domnul Tișer, vă rog frumos să luați. Dar cine v-a făcut aberația aia de proiect? Domnul Tișer. Domnule, lăsați-mă pe domnul Tișer. Dacă suntem în... Domnule, dar dumneavoastră nu vă dați seama de râs. Domnul Tișer. Obligă prefectul să facă, obligă președintele să facă. Domnul Tișer, sunteți aici pe persoană fizică, după cum ați zis dumneavoastră. Discutăm instituțional. Instituțional sunteți aici pe persoană fizică. Dacă dați-o conținut, trebuie să o respect. Da, și eu. Dar nu obligați noastră pe nimeni nimic. Păi nu vreau să vă întrebați. Se decide următorul lucru. Se vor implementa următoarele măsuri. Se vor. Dar nu obligați noastră pe nimeni. Nu e vorba de obligare aici. Atunci, reformulăm. Ce citiți acolo? Ok. Obligă. Nu așa sunteți. Cum descrie obligă? În termen de 5 zile, nu pe mine obligat să fac, să prezint. Cum descrie obligă, domnule? Să prezint, pe ce să avea? Ce v-am dat de făcut? Obligația ca în termen de 5 zile să prezint eu. Păi nu mă pot de fira. Dumneavoastră vreți stare de alertă și în 5 zile dumneavoastră nu vreți să prezentați documentele care stau la baza a ceea ce solicitați dumneavoastră? Că nu vreau. Păi atunci ce ați făcut, domnule? Am spus că nu este obligație personală de a presta niciun document. Ce e vorba de o instituție. Dar dumneavoastră ați cerut-o personală, solicitat nu, această stare de alertă. Și asta personal sau Consiliul Județean? Consiliul Județean. Prin cine? Prin președinte, dar instituția cere, domnule, ia, pentru că ea vă va da toate documentele, nu persoana fizică. Cine este? Cine are locul dacă asta? Asta? Dacă pentru asta vă obligă aici, obligă instituția prefectului să facă lucrul, nu asta ca persoană. Sau dar domnii de la mediu, obligați agenția de mediu să facă anumite lucruri. Nu directorul general, directorul adjunct sau altcineva. În regulă. Făcând... Dar în primul rând vreau să supuneți la vot cererea, că este vorba de o cerere făcută de Consiliul Județean pentru a se declara starea de alert. Trebuie să supuneți la vot și această cerere. Dacă ea e respinsă, vreau să dați ce decizii vreți cu. Vom face două chestii. Da? Acestea nu vreau să supune și aia, da? Asta cine o decide? Cine a promovat acest proiect? De... Este o propunere. Acum? Dacă se va... Da? Acum? Domnul președinte. Acum? Vreți aici să avem polemică sau să fim constructivi? Dar cine promovează acest proiect? În numele cui îl promovați? În numele cui discutați? Domnul președinte. Vom avea două hotărâri. Prima hotărâre. Dar nu este nicio dacă vreți să veniți cu un proiect de hotărâre pe care nu știe nimeni cine vi-l. Nu vă cer nimeni acel proiect. Noi am făcut o cerere pentru a declara de alertă. Dumneavoastră adunați aici, îmi spuneți, da vorba! Cum decideți? Dar nu veniți cu un proiect nou prin care s-a venit sarcinii, nu știu cei care nu au nicio legătură cu întâlnirea noastră de asta. Domnul Tișer. Unde spune că ne-am întâlnit noi să luăm măsuri pentru CMIT? Ne-am întâlnit să decidem dacă dăm sarcinii de alertă sau nu? Dacă nu aveți de gând să încetați, da, voi opri ședința. Deci, nu vă interesează dacă dăm o decizie. Dar nu mai vorbiți prostii, domnule, că rețineți aici de 3 ore și nu înțelegeți ce se întâmplă. Domnul Tișer, dumneavoastră vorbiți numai de 3 ore. Eu pentru că eu știu subiectul, domnule, zile de dumneavoastră. Păi, mai ne ziceați că vă țin de 3 ore. Da, eu știu subiectul, cunosc acest proiect de la început, pentru că... Păi se vede unde am ajuns. Da, se vede unde am ajuns. Da. Dacă firmele noastre prietene fură pământul și blochează proiectul, se vede unde am ajuns, da? Păi dacă mi-s prietene, ce să vă lăsați, domnule, că alții au decis să-i dea contract, nu e. Și nu i-am stabilit.